Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Brawl Stars după foarte mult timp în care n-am mai postat niciun clip de Brawl Stars, pur și simplu nu m-am mai atins de jocul acesta, cel puțin pe canal. Pe canal n-a mai apărut un clip de cam vreo 3 ani, deci după 3 ani în care nu m-am mai atins de acest joc pe canal, nu am zis că m-am lăsat de Brawl Stars, dar nici n-am zis că mă joc în continuare. Astăzi, cred că nici voi nu vă așteptați la asta, dar astăzi filmăm Brawl Stars fiindcă voi cumpăra PES-ul și îl vom colecta. De ce fac acest lucru? Ei bine, am înțeles că din 2024 următorul PES nu va mai putea fi deblocat cu gemuri și după cum vedeți am 397 de gemuri și din păcate nu vom mai putea cumpăra PES-ul cu gemuri, care PES-ul costă 169 de gemuri, dacă nu mă înșel, da, 169 de gemuri. PES-urile ce vor apărea le vom putea cumpăra, dar cu bani reale. Asta înseamnă că trebuie să băgăm bani. Eu n-am băgat niciun ban în jocul ăsta și totuși am atâtea gemuri. În fine, nu mai contează. Dacă mai doriți astfel de episoade, și nu știu dacă o să mai apară aceste genuri de episoade cu Brawl Stars, e un eveniment. E ultimul PES cu gemuri pe care putem să-l mai cumpărăm și am zis, bă, cu jocul ăsta m-am lansat eu și am zis, bă, n-are cum să nu fac un clip unde cumpăr și eu pentru prima dată în viața mea PES-ul, fiindcă n-am mai cumpărat niciun PES până acum. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, fără a mai lungi, haideți să începem și noi acest videoclip. S-au scos boxurile, s-au băgat aceste stele. Ce vreau să fac acum? Ei bine, vreau să cumpăr PES-ul. Haideți să cheltuim și noi aceste 397 de gemuri. Haideți să cumpărăm PES-ul și am cumpărat primul meu PES aici pe canal. Într-adevăr. O să spuneți, bă, Alex, dar ești de-abia la tierul 41. O să mai completez eu off-camera, le voi păstra și după la fel o să le colectăm. Aveam și aici niște emisiuni, aparent mi le-a colectat automat. Și haideți să începem să colectăm și noi PES-ul acesta cât mai rapid. Blingurile, ce putem să cumpărăm skin-uri cu ele și am 7390, deci am ceva. Avem power, avem din astea, acum putem să deblocăm și pe clip un nou brawler. S-au băgat foarte mulți brawler, acum sunt 72 de brawler. Și vom debloca prin aceste puncte. Interesant, sincer, că putem să deblocăm așa brawler, dar înainte era altfel satisfacția. Ok, l-am completat, l-am luat pe Gray, care este o mitică și am văzut că este destul de bun. Let's go, să vedem mai departe. Acum trebuie să aleg o legendară. Nu știu ce să aleg, Sandy, Crow sau Leon. Dintre acești trei brawler trebuie să aleg eu. Crow e foarte bun, Sandy e foarte bun, Leon e foarte bun. Cel mai enervant de aici e Crow și Leon, așa că o să-l iau pe Leon. E mai enervant Leon. L-am ales pe Leon. Ok, trebuie să cumpărăm un skin. Deci ori skin, ori pinuri, ori spray. Vreau să-mi iau acest skin. O să dau 5000 de blinguri. Bă, dar ia stai așa puțin că eu sunt curios. Mai am blinguri prin PES? Mai am 1600. O să iau pe Bibi acest skin sau voi gândi eu altă dată ce skin să iau? Așa că noi ne continuăm în continuare colectarea, să zic așa. Din nou avem puncte, bănuți, puncte, din nou puncte, deci deja începem să facem puncte pe Leon, ceea ce este foarte bine, vom putea debloca mai repede și avem spray-ul din PES, care e un spray interesant, bă, s-au băgat și spray-uri și pin-uri, foarte, foarte multe lucruri s-au băgat aici și mă bucură faptul acesta, se bagă din ce în ce mai multe și ceea ce arată că e un joc care e activ, deci nu e un joc care e mort sau chestii de genul. Avem Charlie, brawlerul din PES, a doilea brawler din acest clip, care este cromatic și am văzut că este destul de enervant, adică abilitatea lui te face un ou. Ok, deci e bine, putem să colectăm în continuare primul pin pack pe acest episod. Încă un pin,
avem foarte multe pinuri aici. Gen, PS-ul ăsta e cu foarte, foarte, foarte multe pinuri. Îl mai avem și pe acesta. Nu știu de ce sunt atât de multe pe un singur brawler. Înțeleg că e într-un fel PS-ul lui, bă, dar sunt prea multe. Avem și Chromatic Credits, care cu aceste credite putem să luăm cromatice. Ultimele reward-uri le-am luat și pe acestea. Deocamdată astea sunt reward-urile pe care le-am luat. Să revenim direct când terminăm pass-ul. Pentru voi o să fie o secundă, pentru mine o să dureze ceva. Până la urmă rămâne pe Bibi. Îmi place skin-ul ăsta mult, prea mult, nu știu, îmi place și Bibi, eu chiar mă joc Bibi. Cumpărat. Ok, gata, am cumpărat, n-am cum să fac aici un SS frumos corespunzător, am făcut și SS-ul. Îmi dă și mai multe pe lângă acest skin, adică îmi dă un player icon, un spray și un pin pe Bibi, de la aici. Nu știu, mie îmi place skin-ul ăsta, spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii cum vi se pare și vouă acest skin. Mă băieți, am revenit după 2 săptămâni și ceva, cred. Nu mai știu, dar am terminat PES-ul. E important că am terminat în sfârșit PES-ul și haideți să îl colectăm și noi. Bă, nu mi-a luat chiar atât de mult să îl termin. Avem și un player icon. Dar veneau misiunile greu, adică mi-apăreau greu să le fac, nu înțeleg de ce se întâmpla chestia asta. Acum nu mai am nicio problemă, fiindcă l-am terminat și în continuare o să fac misiunile. Vedeți acest clip, în momentul de față când îl filmez, mai sunt 33 de zile și o oră când se termină acest PES. Dar eu filmez acest clip în avans, probabil acest PES nu o să mai fie. Abia aștept să iau și ultimul skin. Văd că foarte multe pin pack-uri, foarte multe chestii aici. Între timp s-au mai băgat și oferte. Am văzut primul pin pack pe skinul în acest PS pe Brawler. Apropo, am început să mă joc destul de mult jocul ăsta, încât am făcut peste 100 de ore. Și da, m-am jucat destul de mult. Bă, aproape îl completez pe Leon. Și poate primești și o legendară asta, Leon, că e foarte enervantă și legendară asta. Crow este la fel de enervant și Sandy, dar mi se pare mai enervant Leon decât Crow. Am văzut că urmează să nu se mai lanseze cromatice, astea fiind ultimele cromatice. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar voi când o să vedeți acest videoclip deja va fi confirmată treaba asta, așa că eu nu știu bine, o să vedem atunci când e spuse mai multe. Între timp am mai pușat și niște trofee pe Brawler, pe trofeele principale și mai avem puțin și luăm skin-ul. Bă, cât am pe Leon? 1402. Ok. Puncte din astea am 2800, e foarte bine, 2000 de bănuți și avem skin-ul pe Charlie. Haideți să îl colectăm. Bă, e un skin frumos, adică îmi place, prima dată nu mi-a plăcut, dar e chiar bine, e un skin foarte reușit. Mai primim aici încă un pin pack. Pin pack-uri peste pin pack-uri, doamne, m-am săturat de ele deja. Dacă dau 92 de gemuri, pot să le iau pe Leon, nu vreau treaba asta. Da, mă, băieți, cam ăsta a fost și videoclipul, unde e aici. Îl selectăm și noi. Ăsta e skin-ul.
Ăsta e Brawler-ul. Un mesaj pentru ăștia de la Brawl Stars ce îl am este în felul următor. Vreau, vă rog frumos, din tot sufletul meu, să scoateți Brawler-ul ăsta Charlie din joc sau măcar, nu știu, să îl nerfuiți sau, nu știu, să-i dați ban kick ceva încât să îl scoateți. Am săturat de Brawler-ul ăsta. 800 de trofee, nu ai nicio șansă să pușezi cu un Brawler. Mereu te dă împotriva acestui Brawler, foarte, foarte enervant. Și da, vreau vă rog frumos ori să-l nărfuiți, ori să-l scoateți, nu știu, să dispară din jocul ăsta, fiindcă e o mare prostie. Bun, ăsta a fost și mesajul meu pentru ăștia de la Brawl Stars, cam ăsta a fost și episodul, sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod, poate tot de Brawl Stars, poate cu altceva, cine știe. Salut!